Dacă la începutul lunii mai rata șomajului era de 5,59% în județul Mehedinți, la sfârșitul lunii iunie procentajul a crescut până la 6,10%. În acest moment în Mehedinți sunt 6.328 de șomeri. Rata șomajului a crescut în Mehedinți. Cei mai mulți șomeri din județe au vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani. La sfârșitul lunii iunie 2020, rata șomajului în județul nostru a ajuns la valoarea de 6,10%, fiind înregistrați un număr total de 6.328 de șomeri, din care 2.809 femei. Comparativ cu sfârșitul lunii mai, când rata șomajului a fost de 5,59%, la sfârșitul lunii iunie 2020, acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,51 puncte procentuale până la valoarea de 6,1%. Din totalul de 6.328 de șomeri înregistrați, 1.490 sunt șomeri care beneficiază de indemnizații de șomaj din partea noastră pe diferite perioade de timp, iar diferența de 4.838 sunt șomeri neindemnizați. În ceea ce privește domiciliul de rezidență al șomerilor înregistrați, 4.657 șomeri provin din mediul rural, iar 1.671 din mediul urban. Cei mai puțini șomeri înregistrați sunt cei cu studii post-liceale, iar cei mai mulți sunt doar cu studii gimnaziale, în ceea ce privește studiile șomerilor înregistrați.